in our down. Yes, yes. Not, not, not here. Yeah, not here. Okay. Okay. Am un tăi. Și vezi, da? Avem o machetă. Here. Okay. So, like here? Yeah. Okay. Okay. This is very interesting. Put it down. Okay. Trebuie să războinică. Thank you. Ce asta zice? Acolo sunt niște mushrooms cu cheese și legume. Și mi-am luat și niște rap cu pui și... Ce bine în numele asta de aici. Da, chiar da. Hai că facem și un review imediat după. Auzi, zis la Oana. Pe câtă mâncare și-a comandat aici, mai vrea să mai gustești la mine. Păi nu am înțeles ce vrei să zici. Deci, și-a comandat asta. Și-a comandat humus, o să zicem jumătate. Și eu bucata aia de acolo. Și nu-ți mănânce nimic, ca de obicei. Wow. Arca e doar o brânză cu broccoli mare. Brânză. Contează, e bună. Aia vezi cum e. Dar nu merge luată direct în mână? Probabil că merge, dar sincer nu vreau să mă murdăresc acolo. Că aș putea să mă murdăresc foarte ușor. S-a îmbrăcat și-a frumos. Da, m-am îmbăcat ca și cum primăvara este aici, deși nu este. Cam așa e viu nostru de vară. Puțin, cineva mi-a zis, ia-ți rochiță. Mi-am luat rochiță, o să fie cald și frumos. Frige. Wow. Foarte bun, s-a rămas. Nu s-a rămas foarte bun. Îmi place. E bun, da? Nu foarte. Hai să vedem Florin. Vedem ce a ieșit aici. Cum e? E super, super fragil, dar exagerat de fragil, adică ai în gură și stopești. Mie îmi place. Arată, arată foarte bine. Ia-ți adus și orez. Da, e, mă așteptam să fie. E bun. Da. E bine. Merge așa mai bine. Ha, putea să-l faci tu mai bine, nu? Nu, dar asta nu mă puse. La Love Valley. Love Valley pentru că sunt o grămadă de pulișoare. Și am plătit un euro pentru intrare. Ei, pentru parcare mai mult, pentru că e pentru mașini. Dacă vineai pe jos, nu plăteai. Uitați acolo cât este acolo mari și frumoase. Cum vă plac vouă. What the fuck? Nu? Nu! Hai că... Dacă Parisul a inventat cheia cu lacăt, ăștia au inventat ulciorul. Ulciorul. Cu nume, cu... Din astea, ce drăguțe sunt. Cum ușel copacul. Fix aici unde sunt pulișoarele. Să poarte noroc la pulișoare. Ia uitați ce frumos vede încolo. Nu-i vremea cea mai perfectă pentru... Eu. Am călcat toate legile. N-am voie cu mașina pe aici. Nu știe nimeni. Cine? Au, ce mulțu-s acolo sus, mă. Da, o să mergem și noi acolo. Uite că mai sunt câteva mașini, dar nu știu, ei au luat-o pe altă parte. Și pe aici cam așa arată. E super frumos. Da, e drăguț, numai că nu-i soare. Și mă enervează. Și un pic de coare. Și friguț, da. Da. Cam așa arată seara Capadocia. Și claxonează. Deci mi se pare că arată absolut superb.
E foarte liniștit acum, nu știu. Da, așa e liniștit. Din cauza că au plouat sau... Se bă, da, toată lumea e chill aici. Cred că lumea vine așa să... Se relaxeze, să... facă poze. Și asta, să... Și așa un pic de calm. Că se transmite așa ceva, o energie calmă. Luminiții, foc, fiecare restaurant are un foc în față. Da. E vreo tradiție, ceva? Poate faci un grătar. Probabil, grătar. Nu cred că face grătar acolo fix în fața restaurantului. De ce nu? Să lungi muștile. Cine știe? Dar este, este calm. Dragii mei, în această seară vă arătăm absolut cea mai superbă priveliște din Capadocia. Deci mai departe, haideți să priviți. Ziua de azi o încheiem după multe ori de condus. Da. Și... suntem obosiți? Deci de dimineață, de ieri dimineață până la ora asta cred că am dormit undeva la 4 ore și le-am dormit în mașină. Și în avion? Și în avion. 3 ore în avion și o oră în mașină. Da, da, da. Suntem deci, foarte obosiți. Dar nu suntem în cea mai bună condiție, dar ne-am bucurat de priveliștea asta absolut minunată, așa și că... Și am prins și apusul. Mă gândeam că nu o să-l mai prinde pentru că, na... Vremea n-a fost chiar în favoarea noastră azi și da. Nici mâine n-o să fie undeva de vineri, cred că o să vedem și noi baloanele. Sperăm. Sperăm. Pentru că ele nu zboară, nu zboară dacă plouă, probabil da. Pentru că ele merg cu flacără. Probabil. Da, normal. Da. Noi ne îndreptăm spre hotel. Care e un pic cu plaie aici aproape, la 2 pași. Hotelul nostru e aici, da. Da, e la 2 pași. Seară bună. Vă pupăm. Adios.